Primarul Sucevei Ion Lungu a prezentat în conferința de presă principalele priorități pentru anul 2023 din punct de vedere administrativ. Sunt în număr de 50 și toate vor fi prinse în proiectul de buget local. Printre prioritățile enumerate de edilul șef al Sucevei se numără inclusiv realizarea unei noi statui. Lucrăm la aprobarea, la fundamentarea bugetului. Pentru fundamentarea lui o să dau citire un număr de 50 de proiecte pe care vrem să le prindem în acest an în bugetul Consiliului Local. Respectiv finalizare proiect transport ecologic cu autobuze Solaris, au venit 11 din cele 15 autobuze Solaris, mai sunt devenit încă 4. Proiect transport metropolitan, trecem la partea de implementare, licitație pentru cele 50 de autobuze electrice la care s-a semnat contractul. Depunere de proiecte 100 de orașe europene, deja avem depuse proiecte pentru orașe pilot, suntem în discuții cu Universitatea, un proiect cu orașul Hamburg, se depune proiecte pe 100 de orașe europene. Aprobare SIDU 2021-2027, amenajare parc și pădure, amenajare pădurea Zamca, reabilitare curtea domnească, depune proiect parc fotovoltaic, reabilitare energetică a 5 unități de învățământ, Petru Rareș cantină, școala generală numărul 9, gimnazială numărul 9, numărul 3, numărul 7, colegiul Mihai Eminescu. Reabilitate energetică, două clădiri publice, domeniul public și cantină. Astea sunt semnate contractele. Reabilitare energetică, mai puțin la Colegiul Național Mihai Eminescu. Reabilitate energetică, clădiri rezidențiale, 4 proiecte, 3 în zona centrală și unul blocul Lama din zona Areni. Proiect Creșul Nou în Burdujen, pe dealul Mănăstirii, care a fost licitată, este la partea de proiectare. Proiect Creșul Nou, Tătăraș. Aprobare proiect modelare urbană și depunerea proiectului pe POR. Încercăm să reabilităm axul principal, axul Georgenescu. Implementare GIS urban. Aprobare finală PUG. Planul urbanistic general. Închiderea grupei ecologice de la Ipătești cu fonduri norvegiene. Construire corp clădire Colegiul Național Petru Rareș, gimnaziu. Grădiniță nouă în cartierul Opcin. Grădiniță nouă la școala gimnazială numărul 1. Proiect de digitalizare școli. Reabilitare și modernizare clădiri la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza pentru învățământ dual. Reabilitare și modernizare clădiri la Colegiul Tehnic Samuel Isopescu pentru învățământ dual. Finalizare grădiniței Scani. Investiții noi în suprafețe de păduri în zona cartierului Tinereții. Aprobare proiect Aquapark, montare roată panoramică. Interreg Euro, proiect Karma cu orașul Hamburg. Modernizare locuri de joacă. Implementare proiect CAV, vorba de cele centre de voluntari pentru depozitarea deșeurilor, două bucăți. Implementare proiecte insule ecologice. Demarare lucrări sala polivalentă. Finalizare lucrări baza sportivă tip 1. Acoperirea patinoarului Areni. În sfârșit a venit vremea să acoperim și patinoarul Areni și vă face în acest an. Demararea lucrării tronson 3 pentru ruta alternativă Suceava-Botoșani. Sistem inteligent de planificare a călătoriilor cu transport public municipiul Suceava, un nou proiect care a fost aprobat la sfârșitul anului. Punerea în funcțiune a ștandului municipal, finalizarea lucrării de încălzire bazar, demararea lucrărilor de asfaltare 30 de străzi de pământ, realizarea sensurilor giratorii pe Traian Voia, Opcinul și în zona Sel Gros. Acolo avem o mică problemă, o să probați să teren trebuie să luăm la un privat, dar o să vedem, facem expropiere, trebuie făcut și acolo un sens giratoriu. Parcare suprateranul Ștefan Tomșa. Parcare suprateranul Opcini. Reabilitare termică blocuri pe proiectul guvernamental. Finalizare cartierul Europa, inclusiv aducțiune de gaz. Realizare organizației de management a destinației în turism să devină funcțională, să face funcțională. Sală de sport la școala gimnazială numărul 10. Creșterea eficienței energetice în sistemul iluminat public pe fonduri, la fondul de mediu. Am semnat un contract pentru o parte din străzi și am depus un alt proiect la sfârșitul anului, chiar data de 30 decembrie. Canalizații cabluri. Așteptăm să aducă, mă rog, firma care suntem în discuții, finalizarea temei pentru cai de sarcini. Modernizarea sală Consiliul Local. Realizarea statuii lui Mihail Cogălnicianu. Iată că pe aleea unioniștilor. Iată că am citit un număr de 50 de proiecte importante care vor sta la baza fundamentării bugetului pentru anul 2023.